Pandurii s-au autofinanțat de la începutul acestui an, de când principalul acționar, Complexul Energetic Oltenia, a asistat finanțarea către Clubul Gorjan. Deocamdată nu. În acest moment e adevărat că nu este o situație foarte plăcută. De la începutul anului ne-am autofinanțat și sigur că avem speranța ca până la urmă să se clarifice această problemă, pentru că este foarte greu să te autofinanțezi la un club de provincie în condiții în care ai de gestionat și niște datorii din urmă. La ultima discuție, la ultima ședință AGA, toți acționarii și-au exprimat, să zic așa, dorința și speranța că lucrurile se vor îndrepta. Unii dintre ei ne-au și ajutat, domnul David de la Artego, în momentele importante, a fost alături de noi. Nu sunt sume spectaculoase, dar sunt sume care putem merge înainte. Știu că ne-am dorit cu toții să se rezolve peste noapte toate problemele, dar din ce văd, lucrurile nu stau așa. Pe viitor, Pandurii își vor umple vistieria cu bani din drepturile TV și din vânzarea golgheterului Ioan Hora. Vor veni drepturi TV, este iminentă plecarea lui Hora și iarăși este o sursă de venit importantă și între timp, așa cum am discutat cu membrii asociației, își vor încerca fiecare dintre ei să-și îndeplinească caietul de sarcini, să zic așa. Nu doar Hora va pleca de la Pandurii, și alți jucători importanți ar putea fi transferați la alte cluburi, devenind astfel surse importante de bani pentru clubul care trebuie să-și asigure existența în Liga 1 și în noul sezon.